Fraților, în mod normal, aici v-aș fi prezentat câteva știri haioase. Doar că acum nu sunt vremuri normale. Boala ne cotrobăie prin orașe, fake news-ul ne umblă prin feed și teoriile conspirației ne bârâie noaptea pe 4chan. Nu intrați în panică, vă rezolvă fratele vostru gras. Astăzi o să încerc să abordez frontal virusul în micul meu segment de cronică. Ce e coronavirusul? Cum scăpăm de el? Funcționează rugăciunea? Dar dacă mă dau cu apă sfințită? Dar dacă plonjez într-o piscină cu spirit? Să vedem. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. COVID-19 e o boală care a apărut în China, în Wuhan, cândva în iarnă. Unde e Wuhan? Bună întrebare! Ești din România, faci dreapta prin Ucraina, ajungi în Rusia și, când dai de orașul Krasnoiarsk, faci dreapta din nou, traversezi munții, tai Mongolia în diagonală și când ajungi în China, mai întrebi. Ei bine, în decembrie 2019, în Wuhan, o grămadă de chinezi au făcut pneumonie și medicii nu înțelegeau de ce. Căutau metode eficiente de tratare și încercau în același timp să găsească sursa bolii. Culmea, de vină ar putea fi liliacul prăjit și servit pe băți, pe la colțuri, prin tarabe. Dar nu e 100% sigur. Oricum nu contează așa de mult. Ce ne doare pe noi e că în decembrie un nou virus periculos a sărit de la animal și a intrat în om. Imediat a început să se răspândească. Pe 9 ianuarie a murit primul om. Pe 21 ianuarie aveam 314 infectați. Vremuri bune! Pe 25 ianuarie săriserăm la 1320 de cazuri și boala se răspândea frumușel prin Australia, Nepal și Franța. Pe 11 martie, Organizația Mondială a Sănătății ne anunță că e pandemie și de aici începe adevărata distracție. Acum numărăm infectații cu milioanele și ăsta ar putea fi doar începutul. Din moment ce nu avem tratamente eficiente sau vaccin, am apelat la varianta medievală pentru a ne proteja. Nu atinge și nu te apropia de oamenii infectați. Atât. Asta e tot ce putem face. Exact asta făcea lumea în secolul XIV, pe vremea când a scris Boccaccio Decameronul. În Decameron, niște șmecheri fug din Florența ca să scape de ciumă. Se retrag undeva și se pun pe spus povești. Exact așa și acum. Eu unul am fugit din București și m-am retras la maica mea la țară, unde am băgat Netflix 10 ore pe zi până mi s-a făcut lehamite de filmele lor de mâna a doua. Am dat masca doctorului de ciumă pe masca mai simplă de la farmacie. În rest îi dăm înainte cu rugăciunea, ca în secolul XIV. N-a funcționat atunci, nu funcționează nici astăzi. Din moment ce nu avem leac, în lupta cu virusul contează mai mult cât de repede s-au luat măsuri, cât de multă încredere are populația în liderii politici și cât de mult își permite țara să țină lumea în casă. În 2 luni eu am luat o razna stând izolat la maica mea. Cu 2 zile înainte să încheie starea de urgență am făcut o criză de nervi și am fugit de acolo. Nevastă mea a rămas. Cât timp încă mă mai uitam la televizor, părea că circul global devine din ce în ce mai sinistru. Înainte să renunț complet la știri, am văzut cum în Italia se moare pe capete, în timp ce unii cântă de la balcon și alții fug din case. În America, un imbecil, care întâmplător e și președinte, a sugerat că te-ai putea vindeca injectându-ți clor. Și în China, ăștia au demarat dita mai proiectul sinistru de supraveghere totală pentru a ține răspândirea sub control. Așa și-au pierdut chinezii și ultima fărâmă de libertate și intimitate. În Rusia, 3 medici au comentat măsurile luate de autorități și, culmea, toți 3 au urcat la etajele superioare ale unor clădiri, au trecut prin dreptul unei ferestre deschise și, din neatenție, s-au împiedicat la momentul nepotrivit și au căzut. O coincidență nefericită. Tot în Rusia, din câte văd eu acum, sunt mai multe cazuri ca în Spania, dar de vreo 10 ori mai puține decese. Care o fi explicația? Poate că nu raportează ei totul, dar sincer, nu știu. Treaba cu statisticile e încâlcită rău de tot. Numărul persoanelor infectate depinde de cât de repede s-au luat măsuri, dar și de cât de densă e populația, cât de multe teste au fost făcute, cât de izolată e țara, cât timp a trecut de la prima persoană infectată și așa mai departe. Sunt așa de multe variabile că statisticile devin aproape imposibil de interpretat, cel puțin pentru mintea mea cretină. Momentan, America are de departe cei mai mulți infectați și cele mai multe decese. La televizor se fac speculații cu orele. Nu știu ce să cred. Eu o să termin cu câteva observații. O problemă gravă, după părerea mea, e închiderea școlilor. Deja, numărul copiilor, elevilor și studenților care n-au mai văzut o sală de clasă a ajuns la ordinul sutelor de milioane. Se estimează că numărul de cazuri de violență domestică va crește cu cel puțin 20% anul ăsta și numărul de oameni care vor suferi de foame se va dubla.
Singura mea consolare e că mai devreme sau mai târziu o să scăpăm. În timp, tragedia de astăzi va fi uitată și la un moment dat, prin sezonul 200 de Cronica Cărcotașilor, un nepot de-al meu va face o listă cu lucruri incredibile, dar adevărate, în care va include și următoarea informație. Și pe locul 1, pare incredibil, dar în 2020 toată planeta s-a închis în casă de teama unui virus. Nu vă speriați, între timp am făcut rost de vaccin. Vorba proverbului, corona trece, PSD rămâne. Vă urez cât mai multă răbdare, fruntea sus, piept înainte și fața acoperită de mască. Aveți grijă de voi, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!